Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbim despre rețeta de salată de vară cu roșii și ardei, o salată delicioasă și sănătoasă, care sunt sigură că va fi pe placul tuturor. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg roșii, 1 ardei, o legătură mărar tocat, o ceapă tocată, o lingură miere, 60 ml ulei, o linguriță ierburi italiene, 40 ml oțet, 3 căței de usturoi, sare. Tăiem ardeiul pe jumătate și îl curățăm. Fiecare jumătate o tăiem în 4 fâșii lungi, pe care le facem cubulețe, destul cât pentru o înghițitură. Continuăm cu roșiile, pe care le tăiem la fel pe jumătate, apoi în bucăți mai mici, desigur înlăturând partea verde de sus. Repetăm până am terminat de tăiat toate roșiile. Punem uleiul și oțetul într-un castronel. Peste adăugăm ierburile italiene și cu o lingură le amestecăm. Nu uităm de sare, eu am pus o linguriță, cred că este de ajuns. Când sarea s-a dizolvat, punem mierea, dar și usturoiul pe care l-am pisat în prealabil. Continuăm amestecarea până vedem că mierea s-a încorporat. În bolul unde pregătim salata, punem ceapa tocată și mărar. Peste adăugăm roșii, dar și ardei. Acesta va fi primul strat. Repetăm încă o dată, dar de data asta nu punem ardei, la final vom pune din nou ceapă și mărar. După ce am format baza, e timpul să punem jumătate din compoziția de miere cu ulei, apoi continuăm cu ardei, ceapă, mărar și roșii. Mai adăugăm un strat de ceapă, mărar și ardei și e timpul să punem și cealaltă jumătate din compoziția de miere.
La final, așezăm și ultimul strat, care va fi format din roșii, ceapă, ardei și mărar. Rețeta noastră de salată de vară cu roșii și ardei este gata! Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să apăsați butonul de like și nu uitați să vă abonați sau chiar alăturați canalului nostru. Iar dacă apăsați clopoțelul din dreapta butonului de abonare, veți primi notificări cu cele mai noi rețete chiar în secunda în care le publicăm. Poftă mare la o salată de vară delicioasă!